Era în formă bună, era din ce în ce mai sigur în apărare. Iată acum pe Crețu, o centrare deviată, minge așezată de Colici și dă gol formidabil. Bosniacul înscrie după ce reușește să oprească pe piept acel balon și un volet din întoarcere, din apropiere, pe care Mihai Ioani nu îl poate para. 1-0 după doar 8 minute și 30 de secunde. Craiova în avantaj. Al doilea gol consecutiv reușit de Colici după ce a egalat etapa trecută cu CFR Cluj. Bună preluare, întoarcerea perfectă, șutul bine plasat. Fundaș moale, Boli lângă el. Oprește bine, își face mingea bine. Eu aș zice că meritul este 90% al lui Colici, pentru că face totul perfect. Priviți cum preia în stânga sa, pentru că îl simte pe Bolici în dreapta lui, în spate, pe Boli. Boli încearcă să ajungă, un pic mai are acolo, cred că un deget să-l blocheze pe Colici. Șutul bun și bosniacul într-adevăr își regăsește pofta de gol. A punctat, spuneai bine Costi, a punctat și în etapa trecută doar la 4 minute de la intrare în meciul cu CFR și asta